Aurel Dascălu are 35 de ani și 3 specializări, teologie, limba română și matematică, iar astăzi și-a continuat șirul protestelor în fața Inspectoratului Școlar Olt. După ce ani de zile a predat limba română, acesta solicită să îi se acorde dreptul să predea și matematică, numai că nu întrunește criteriile stabilite de Consiliul Profesoral. Care sunt revendicările dumneavoastră? Eu am sesizat, de fapt, un abuz prin apariția acestor condiții specifice, care cert sunt discriminatorii, pentru că pe mine, ca titular, mă împiedică să particip la o etapă de mobilitate, este vorba de pretransfer. Deci școala a creat suficiente condiții cât să nu mă încadrez eu. Am norma în două școli, la școala Lunișu și la școala Optaș, și vreau să, cu o parte din catedră, cu cea de la Optaș, să mă mut la școală la Poboru. Deși dascălul protestatar consideră criteriile stabilite a fi discriminatorii, reprezentanții inspectoratului școlar nu sunt de aceeași părere. Domnul profesor are o situație mai specială, e profesor de limba și literatura română, titular al sistemului, și dorește să se pretransfere pe un fragment de normă de profesor de matematică. Chiar dacă nu își va găsi dreptatea aici, dascălul își va căuta dreptatea și în instanță. Conform legii, școala a respectat metodologia, noi am validat conform criteriilor stabilite din metodologie. Mai departe, dumnealui poate să urmeze ce pași consideră, urmând ca eventualele instanțe de judecată, în cazul în care ajunge acolo, să stabilească dacă acele condiții sunt sau nu discriminatorii. Și fiindcă astăzi, ca și săptămâna trecută, dascălul a predat copiilor lui o lecție de protest, cei de la protecția copilului s-au autosesizat. Dacă în urma anchetei se stabilește că minorul este în situație de risc, vom impune o măsură de protecție. Aurel Dascălu este decis să-și continue protestul în fiecare miercuri după amiază. Primăria Slatina a autorizat acest protest până la finalul lunii mai.